Vă salut dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România! După o perioadă în care s-a concentrat pe noul iubit și carieră, impresara a revenit pe rețelele de socializare cu un mesaj cu subințeles pentru cei care îi judecă pe cei doi. În urma unui gest făcut chiar de bebe, Ana Maria Prodan a fost din totdeauna o femeie puternică, care a reușit să facă față situațiilor neplăcute în care a fost pusă și de care a aflat întreaga țară se pare că nimic nu poate să o doboare, astfel că celor care încearcă acest lucru le-a transmis un mesaj și dacă vă mai nașteți de un milion de ori, nu ajungeți la degetul nostru mic. A scris Ana Maria Prodan, vedeta a reușit să treacă cu succes peste divorțul de Laurențiu Regecamf. Iar acum și-a găsit liniștea în brațele altui bărbat, despre care a făcut declarații în stilul caracteristic. Ana Maria Prodan nu vrea să dezvăluie identitatea celui care o face fericită, însă a asigurat pe toată lumea că a găsit un bărbat exact așa cum și-a dorit. Aceasta a avut o apariție de senzație pe rețelele sociale. Vedeta a îmbrăcat din nou rochia de mireasă. Modelul ales este, desigur, extravagant și unic, pe măsura personalității vedetei. Am îmbrăcat o rochie sexy, sau mai degrabă, am spune provocatoare, pe care doar femeile îndrăznețe ar putea să le îmbrace în cea mai importantă zi din viața lor. Momentan, vedeta nu a oferit detalii despre nunta cu partenerul său. Însă rămâne de văzut dacă impresarea va face sau nu pasul cel mare pentru a treia oară. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.